Dimensdia apare din senin chiar și la cea mai pașnică filmare. Nici nu vă imaginați cât de cruzi pot fi semenii noștri. Imagini înfricoșătoare vin din Neamț, unde un biecal a fost lovit cu toporul de stăpânul său. Nu e prima oară când aproape și omoară animalul în bătaie, spun vecinii. Vă avertizăm că urmează imagini și informații șocante. Bărbatul din imagini pare să-și facă de lucru lângă o căruță. Dintr-o dată însă pune mâna pe un topor și începe să lovească fără milă calul. Înhămat, bietul animal suportă fără nicio șansă de scăpare cumplitele lovituri. Aceste imagini au fost filmate de un vecin al bărbatului, care este zilnic martor la astfel de scene. Nu este zi în care acest bărbat să nu-și chinui animalele. Le bate, sunt agresivi, ia cai, trage de ei, nu le dă de mâncare. Am văzut niște imagini cu o persoană care bătea un cal cu un topor. Da, este adevărat. Topor, pari, cu ce apucă le dă în cap. Scânduri din gard, sunt foarte agresivi. Greu de imaginat ce suflet poate avea un astfel de om. Vecinii spun că animalele lor trăiesc zilnic sub teroarea bătăii. Câți cai au? Da, Dumnezeu știe. 3, 4, 5, ia, îi vinde, îi cumpără, îi omoară, iar îi cumpără alții, nici cine știe ce. Au fost cazuri în care au omorât chiar caii din bătaie? Caii lor, da. Această familie parcă e de neoprit. Nu este om în sat care să nu le știe de frică. Sar la vecini, la vecini le e frică, deci au teroare de ei. Ei sunt un fel de mafie locală acum. Se simt stăpânii lumii, susțin vecinii. Orice animal care ajunge în mâna acestei familii nu scapă nevătămat, iar autoritățile nu au luat încă nicio măsură. Ei ar maltrata animale. Deci le băteau, le tăiau, le sacrificau pentru ce mai departe nu mai știu. Imaginile groaznice au ajuns și în mâinile polițiștilor, care s-au autosesizat. Tânărul în vârstă de 28 de ani și-a omorât calul prin acte de violență. În cauza, polițiștii au întocmit tânărului dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de omorâre a animalelor cu intenție. De asemenea, cei patru frați sunt cercetați și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. A fost anunțată și protecția animalelor, care va veni zilele următoare să demareze o anchetă la fața locului.